Răufăcătorii încep să ia viețile oamenilor, eroii sunt nevoiți să facă același lucru și ajung să genereze un gigantic război civil. Astăzi vor recapitula povestea serialului Moștenirea lui Jupiter din 2021. În afara unei bănci, un grup de criminali purtând măști de maimuță au schimbat focuri cu niște polițiști și au atașat o bombă pe ușa mașinii blindate. Chiar înainte să detoneze explozibilii, o femeie ajunge ca și cum totul ar fi normal și își pune o armură trăgând rafale de energie care îi doboară pe criminali. Cu toții inconștienți, femeia distruge ușa mașinii blindate și se pregătește să ia aurul când Brandon ajunge, fiul lui Utopian, cel mai mare erou de pe planetă. În momentul în care o vede, Paragon îi ordonă să se întindă pe jos și încearcă să o aresteze, dar antagonistul rezistă și trage o explozie de energie care aruncă tânărul într-o clădire. Dorind să-l ridiculizeze, fata se îndreaptă spre Brandon și spune că nu se ridică la nivelul părinților săi, pregătind un ultim foc. Înainte să poată trage, Utopian ajunge și reușește să oprească femeia cu o singură mână, zdrobindu-i armura și aruncând-o spre tavan. Cu antagonistul eliminat, Utopian își mustră fiul pentru că nu a cerut ajutor, spunându-i să facă mai bine data viitoare. Mai târziu, Sheldon vorbește cu soția sa Grace despre eșecul lui Brandon, fără să bănuiască că acesta este pe acoperiș, ascultând totul cu auzul său dezvoltat. În mod neașteptat apare Walter și începe să vorbească cu nepotul său, spunându-i puțin mai mult despre vremurile când erau mai tineri. În 1929, tânărul Sheldon și Walter plănuiesc să deschidă noi fabrici cu tatăl lor Chester. După ce fac toate investițiile, începe criza din 1929 și toate acțiunile încep să scadă, inclusiv cea fabricii. Disperat, Sheldon aleargă la sediul în căutare a tatălui său și îl găsește pe terasă. Îngrijorat, tânărul cheamă înăuntru și Chester îi spune că va coborî imediat, dar loc să intre, bărbatul se aruncă de pe clădire. În prezent, Sheldon și Walter discută despre cum se schimbă lumea când Fitz apare să-i avertizeze că unul dintre cei mai mari răufăcători a evadat din închisoare, Black Star. Într-o pădure izolată, Utopian este aruncat și Lady Liberty încearcă să își apere soțul, dar este ușor doborâtă. Sheldon încearcă să riposeze cu câteva lovituri și viziunea sa termică, dar răufăcătorul nu suferă niciun rău și reușește să-l arunce departe. În acel moment, Brandon și ceilalți eroi vin în ajutor, iar Walter folosește telepatia sa pentru a paraliza răufăcătorul, permițând celorlalți eroi să atace. Cu toate acestea, Black Star reușește să se refacă și trage un tun de antimaterie care elimină 3 supereroi odată, folosind o parte din echipa lor. Utopian și Lady Liberty țin răufăcătorul pentru ca Walter să-i separe mintea de corp, dar Black Star reușește totuși să reacționeze și să se pregătească o explozie de antimaterie. Cu antagonistul pe cale să-și elimine părinții, Brandon merge după el și îi sparge craniul cu un singur pumn, luând viața răufăcătorului. Furios, Sheldon începe să se certe cu fiul său și ordonă să se întoarcă acasă, interzicându-i să acționeze până la noi instrucțiuni. După ceartă, Walter folosește telepatia pentru a vorbi cu șeful închisorii și descoperă că Black Star este încă în închisoare, ceea ce înseamnă că au luptat cu o clonă. După eliminarea clonei, Grace ține o conferință de presă și își cere scuze pentru ceea ce a făcut fiul ei, dar jurnaliștii spun că 78% din populația americană aprobă faptul că Brandon i-a luat viața răufăcătorului. Auzind acest lucru, Utopian se duce la microfon și spune că luarea vieții unui antagonist este împotriva codului Uniunii, ceea ce provoacă fluierături din partea mulțimii. Acasă, Sheldon merge să vorbească cu Brandon și spune că tot ceea ce face se reflectă asupra familiei, repetând că trebuie să facă mai bine. Brandon răspunde apoi că a trebuit să aleagă între viața lui Black Star și a lui Sheldon și care alege să-și salveze din nou tatăl fără să stea pe gânduri. În replică, Utopian spune că întotdeauna există o altă modalitate de a face lucrurile și că luarea unei vieți nu este niciodată soluția, forțându-și fiul să facă treburi la fermă ca pedeapsă. Înapoi, în 1929, frații Samson încep să discute despre viitorul companiei când sunt întrerupți de tânărul Fitz și tatăl său Willie, care le arată un ziar care spune că Chester și-a luat viața după ce a furat salariile angajaților. Furios, Sheldon merge la sediul ziarului și cere să vorbească cu cel care a scris articolul. Gray se prezintă apoi și întreabă care este problema, spunând că tot ce a fost scris acolo a fost verificat. Furios, Sheldon începe să insulte jurnaliștii și spune că sunt profitori, plecând și mai furios decât a intrat. Când se întoarce la sediul companiei, Walter îi spune că totul în poveste este adevărat și că tatăl său chiar a folosit fondul de salarii pentru a extinde compania. Fără alte opțiuni, Walter spune că vor trebui să închidă producția și Sheldon este forțat să concedeze personalul. Șomeri și fără salariile lor, bărbații sunt furioși și încearcă să-l atace pe Sheldon, dar Fitz și Willie reușesc să calmeze mulțimea, spunând că e mai bine să fii fără slujbă decât în închisoare. După ce îi concediază pe toți, viitorul supereroi merge la înmormântarea tatălui său și începe să țină un discurs de adio. Apoi brusc începe să simtă amețit și își pierde cunoștința. La spital, Sheldon începe să lupte când are o viziune despre o insulă misterioasă și unei mori lipsindu-i 3 lamele. Brusc viziunea se termină și Sheldon își recâștigă recunoștința, spunându-lui Walter tot ce văzuse fără să realizeze că o versiune zombie a tatălui său era chiar în spatele lui. Acasă, George ia micul dejun când Walter apare să vorbească despre Sheldon, spunându-i că are o problemă psihologică și are nevoie
nevoie de ajutorul celui mai bun prieten al său. Dorind să ajute, George merge să-l viziteze și îl aude pe Sheldon strigând la cineva din spatele ușii. După un timp, Sheldon apare și îl roagă pe George să intre. Îngrijorat, îl întreabă pe cine striga și Sheldon răspunde că doar se gândea cu voce tare, ascunzând faptul că spiritul tatălui său îl chinuie. După puțină discuție, Sheldon spune că trebuie să se întoarcă la ceea ce făcea și sfâșie câteva desene de pe masă, începând imediat un altul. Considerând asta ciudat, George spune că nu știa că a desenat și îl cheamă la o plimbare, dar spiritul lui Chester se întoarce să-l deranjeze și Sheldon are o altă criză, răsturnându-și scaunul într-o criză. Chiar dacă este frică, George își liniștește prietenul și la doarme. După ce Sheldon își pierde cunoștința, bărbatul ridică desenele sfâșiate și le ia pe toate pentru a încerca să le pună împreună din nou. Când în cele din urmă reușește, omul se întoarce la Sheldon și arată desenul completat, oferindu-i prietenului său o nouă viziune. De data aceasta, cu o fermă și trăgând un revolver. În timp ce George sună la ambulanță, Sheldon ia desenul mori de vânt și fuge fără ca cineva să observe. În mijlocul crizei din 29, Sheldon rătăcește singur pe drumurile țării până când ajunge într-un oraș din Kansasul rural. Acolo Sheldon începe să caute un telefon, când vede câțiva oameni flămânzi furând pâine de la un negustor. Încearcă să ajute, omul de afaceri sfârșește prins într-o bătaie și cade la pământ, revenind doar când o fetiță se apropie de el pentru a lua desenul. Găsindu-l ciudat, fetița întreabă dacă este din zonă și se întreabă de ce străinul are un desen al morii. Curios, Sheldon o întreabă dacă știe unde este locul și urmează direcția indicată de ea, ajungând în cele din urmă la o fermă izolată. Pe loc, el recunoaște totul din viziunea sa și decide să se apropie să bată la ușă. Cum nimeni nu răspunde, viitorul supererou intră oricum și începe să exploreze casa până când este surprins de proprietar care îndreaptă un revolver către el. Furios, omul întreabă de ce Sheldon a intrat în casa lui și acesta îi răspunde că a văzut locul în mintea sa. Înfricoșat, omul îl întreabă dacă a avut o viziune și spune că îi se întâmplă și lui. Domnul Miller ia apoi o sticlă de băutură și o toarnă vizitatorului, recomandându-i să o bea și apoi să plece acasă. Desigur, Sheldon refuză și bătrânul începe să delireze, ceea ce face să apare spiritul lui Chester și să-i spună că nu ar trebui să vorbească cu oamenii buni. Văzându-i fața, Miller înțelege automat ce se întâmplă și întreabă dacă persoana care îi vorbește este cineva apropiat. Apoi bătrânul spune că întotdeauna este un apropiat și că Sheldon nu ar trebui să asculte spiritele mincinoase. Apoi își trage un glonț în cap. Încercând să-și dea seama ce s-a întâmplat, Sheldon vede sângele pe podea și își dă seama că picură într-o trapă. Fără să stea pe gânduri, îl împinge pe bărbat la o parte și își croiește drumul spre subsol, unde găsește restul familiei Müller deja fără viață. De desubt, Sheldon vede mai multe semne pe perete și are o a treia viziune, data aceasta cu ceasul tatălui său și unele coordonate scrise pe masă. Uitându-se în jur, omul de afaceri vede că familia a dispărut și că acolo sunt și alți oameni, cum ar fi Fitz, George, Walter și Grace, precum și niște străini. După viziune, Sheldon îl întâlnește pe Walter și se întoarce acasă, unde continuă să fie bântuit de viziuni și de tatăl său. Hotărât să încheie totul odată pentru totdeauna, merge la sicriul lui Chester și își ia înapoi ceasul. După aceea, Sheldon merge la George și îi arată coordonatele pe care le-a găsit, spunând că duc în mijlocul Oceanului Atlantic. Omul îi mai spune și despre viziunea din jurul mesei și că și George era acolo, spunând că totul trebuie să facă parte dintr-o enigmă care va schimba lumea. În cele din urmă, Sheldon cere ajutor, iar George decide să-și susțină prietenul, începând misiunea de a recruta restul echipei. În prezent, supereroii se adună la Uniune pentru a face o autopsie clonei Stelei Negre. După ce îi scoate armura, încep să-i acorde organele și Fitz găsește o sferă ciudată lângă ficatul său. Fără să înțeleagă ce este, încep să curețe și să deschidă sfera, descoperind ceasul lui Chester în interior. Acasă, Sheldon începe să caute ceasul și descoperă că cel pe care l-a salvat este încă acolo, dezvăluind că obiectul a fost duplicat. Observând totul, Walter spune că doar George ar putea face ceva de genul acesta, indicând că dușmanul său este un vechi aliat. În trecut, Sheldon și George merg la ziar, unde o întâlnesc pe Grace, care tocmai a fost concediată. În timp ce femeia își ia lucrurile, Sheldon își cere scuze pentru ce a spus data trecută și oferă un loc de muncă, spunând că pleacă într-o expediție și vrea să înregistreze totul. După ce Grace acceptă, cei doi merg la casa lui Fitz și spune despre expediția pe care o planifică, promițând să plătească echivalentul salariului pe 6 luni la fabrică și să împarte echitabil ceea ce găsesc între toți. Chiar dacă oferta este bună, Fitz refuză și alungă pe cei doi, care încep să se gândească la ce să facă pentru a-l face să accepte. În interior, Willy vorbește cu fiul său și spune că tocmai a refuzat o ofertă unică, spunând că Sheldon nu are nicio legătură cu furtul banilor lui Chester. Acest lucru îl determină pe Fitz să se răzgândească și să meargă la mașină să spună că acceptă oferta. Curând după aceea, Sheldon merge la Walter, care se plânge că nu a participat la ședința consiliului, spunând că a pierdut votul și acum compania va fi vândută. Sheldon apoi spune că nimic din acestea nu contează și menționează coordonatele pe care le-a găsit, dar Walter spune că compania era importantă pentru el și refuză să mai ascultă.
asculte. Cum acest lucru nu merge, George decide să-l viziteze pe Walter și să-l convingă să meargă, spunând că Sheldon are nevoie de această călătorie pentru a se vindeca. Acum că Walter este convins, grupul merge după un capitan și reușește să-l convingă să se ocupe de transport, dar zona în care merg este cunoscută pentru multe naufragii și majoritatea echipajului refuză să plece. În prezent, un grup de supereroi mai tineri se luptă cu niște răufăcători care tocmai au fost eliminați. Furios, Jay, un tânăr cu puteri de lavă, reușește să-și învingă dușmanii, dar tot nu este mulțumit și încearcă să ia viața răufăcătorului, dar este oprit de Lady Liberty, care apare în ultim moment. Încă fără control, Jay spune că răufăcătorul elimină eroi și că ei nu au dreptul să se apere, afirmând că este timpul ca Uniunea să schimbe codul. Chiar și cu nivelul tânărului de furie, Grace reușește să-l calmeze și îl duce pe răufăcător în închisoare. Pe barcă, Fitz aude cum se ceartă Sheldon singur în cabină și o cheamă pe Grace să asculte în spatele ușii. Îngrijorați, cei doi merg să vorbească cu Walter, care refuză să mai ofere orice informație, spunând doar că este bine. În timp ce cei trei se ceartă, pompa de balast a navei se oprește și Fitz merge la capitan să-i ofere ajutor. În sala motoarelor, tânărul ajunge să ofere suport și găsesc doi marinari încercând să o repare cu forța. Având citite multe cărți pe subiect, Fitz spune că trebuie să fie resturi care obstrucționează trecerea și sugerează folosirea fluidelor pentru a le curăța. Asta este suficient pentru a reporni nava. În timp ce navighează, ajung să fie loviți de o furtună uriașă și capitanul le ordonă să se întoarcă, ceea ce îl face pe Sheldon să intre în panică în fața tuturor. Din cauza acestui lucru, capitanul le ordonă să-l ducă pe Sheldon în cabină și să-l supravegheze, dar fostul om de afaceri reușește să fure arma uneia dintre marinari și o folosește pentru a forța timonierul să meargă înainte. Auzind strigătele, capitanul ajunge pe punte și își îndreaptă arma către Sheldon, spunând că îl va împușca dacă nu o lasă jos. Între timp, Chester continuă să-i spună fiului său că toată lumea vrea să-l oprească, să-și atingă scopul, dar Sheldon își amintește ce a spus domnul Miller despre vocile mincinoase și pune arma jos. În acel moment, furtuna dispare și un sunet puternic apare magic doar pentru a dispărea după ce ceasul lui Chester se strică. În clipa în care se întâmplă acest lucru, insula din viziunea lui Sheldon apare la orizont și uimește pe toată lumea. În prezent, Lady Liberty sosește pentru a interveni într-un incident și găsește una dintre eroinele Uniunii cu o rană foarte gravă la stomac. Pe măsură ce se apropie de sfârșit, fata repetă că nu a încălcat codul și că nu l-a eliminat pe răufăcător, ceea ce o enervează pe Grace. Din cauza acestui lucru, femeia devine mult mai agresivă decât de obicei și ignoră toate daunele cauzate de răufăcător, lovindu-l și continuând sesiunea de lovituri chiar și după ce este deja învins. Cu acestea, Lady Liberty lasă pe răufăcător în viață și merge la sediul Uniunii, unde toată lumea este adunată în jurul clonei. După o scurtă discuție, echipa decide să intre în mintea copiei pentru a vedea ce pot afla, cu Fitz reactivând neuronii pentru ca Walter să-i poată accesa memoria, îngrijorată că ceva ar putea merge rău. Gray sugerează să ceară ajutorul lui Heiko, fiica lui Walter. În Tokyo, fata primește misiunea de a elimina o țintă și începe să lupte cu bodyguards-ii ei, tăindu-i pe toți cu macita ei. După ce complicii sunt scoși din luptă, Heiko se pregătește să-și încheie misiunea când Walter îi intră în minte, lăsând-o pe fată paralizată în lumea reală, în timp ce discută. El spune apoi că are nevoie de ajutor și Heiko acceptă să colaboreze pentru un milion, scoțându-l pe Walter din mintea fetei, care le dă lovitura de grație ultimilor doi complici și țintei imediat după aceea. Pe barcă, Sheldon și ceilalți se urcă într-o barcă pneumatică și pornesc spre insulă, ajungând pe plaja cea mai apropiată. Neșind încotro să meargă, grupul începe o călătorie spre centrul insulei, trecând prin mai multe biomuri diferite până când ajung într-un deșert. Brusc, toată lumea este lovită de o furtună de nisip puternică și trebuie să lupte să rămână împreună, mergând înainte oricum. Cu mare dificultate reușesc să treacă de furtună și ajung la o prăpastie, mergând pe o bucată îngustă de stâncă până când ajung la un labirint de piatră. După mai mult de o zi căutând ieșirea, grupul ajunge într-o zonă deschisă plină de arme vikinge. În timp ce ceilalți se uită la multe grămezi de oase, noi pereți apar din pământ și blochează toate căile. Încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat, Sheldon și George ating peretele în același timp, ceea ce determină apariția unor semne luminoase pe stâncă. Gândindu-se că aceasta este răspunsul lui Sheldon, îi cheamă pe ceilalți care ating și ei stânca, determinând apariția mai multor simboluri luminate. Odată ce toate desenele sunt formate, stânca se transformă într-o ușă care se deschide magic, oferindu-le acces la centrul insulei, unde găsesc o floare de lotus strălucitoare. Pe măsură ce se apropie de petale, fiecare membru al grupului îi întâlnește pe cei dragi, care îi felicită pentru trecerea prin toate provocările, spunând că acum sunt vrednici. Brusc, un vârtej de energie începe să se apropie și o undă de șoc se răspândește pe insulă, acordând puteri membrilor originali ai Uniunii. În prezent, Heiko ajunge la Uniune și începe să pună în aplicare planul cu Fitz, reactivând neuronii pentru ca Walter să poată accesa amintirile. În timp ce rătăcește prin creierul clonei, el ajunge să fie prins într-o capcană și Heiko trebuie să țină ușa metalică deschisă pentru ca tatăl ei să nu rămână prins. Ca și cum asta nu ar fi fost destul de rău, celul al lui Blackstar se deschide și întregul personal al închisorii intră în alertă,
chemându-i pe Brandon și pe Utopian să-l caute. În interiorul creierului clonei, Walter se întâlnește cu George, care începe să-l atace. În ciuda faptului că este destul de puternic, Walter nu a fost niciodată un expert în lupta corp la corp și află în dezavantaj, ceea ce îi pune toate semnele vitale la maxim. Realizând acest lucru, Grace cere să fie introdusă și începe să-l atace pe George, care răspunde lovind-o și paralizând-o cu o armă. În închisoare, Brandon este găsit de originalul Black Star și încearcă să-l învingă singur, dar ajunge să fie luat prizonier. Cu tânărul în brațe, răufăcătorul își lasă gâtul expus și întreabă dacă Utopian are de gând să-l elimine, spunând că Brandon nu a stat pe gânduri înainte de a lua viața pentru a-i salva pe el și pe soția lui. Black Star întreabă apoi dacă codul este mai important decât familia și Utopian începe să-și încarce viziunea termică, dar fiica lui Fitz ajunge și îl salvează pe Brandon înainte ca lucrurile să se agraveze. Chiar și în proporții de 3-1, supereroii sunt în inferioritate numerică și Utopian este aproape învins, dar Brandon apare să-l salveze aplicând mai multe lovituri în capul răufăcătorului. Exact când este pe cale să dea lovitura de grație, tânărul decide să facă lucrurile altfel de data aceasta și se oprește înainte de a-i zdrobi craniul, lăsându-l pe Black Star întins pe pământ. În interiorul creierului clonei, George își amintește că Uniunea există doar datorită lui și spune că a fost totuși expulzat în cele din urmă. Răufăcătorul spune că îi va arăta lui Walter cum se termină totul și începe să-i transmită imagini în minte. Din fericire, neuronii sunt dezactivați în acel moment și atât Walter cât și Grace se întorc în corpurile lor. Acum că toată lumea este în siguranță, femeia cere să vadă mesajul trimis de George și Walter îi arată o viziune cu Utopian și Brandon eliminați în viitor. În cele din urmă, telepatul spune că George l-a clonat pe Black Star și a plasat o capcană în creierul său, ceea ce îi determină pe toți membrii Uniunii să-l aresteze. Acum că lucrurile sunt mai liniștite, Walter merge să-i mulțumească lui Heiko pentru ajutorul ei, dar fata îi spune că poate vedea mintea lui și că deja știe că el a fost cel care l-a clonat pe Black Star, totul pentru a da vina pe George. În plus, Walter a deschis celula făcătorului real și a făcut tot ce i-a stat în putință să-i facă pe Brandon și pe Sheldon să se lupte, creând instabilitate și făcând ca Uniunea să aibă nevoie de un nou lider. Walter spune apoi că toate problemele țării sunt vina lui Sheldon și Heiko, spune că îi pasă de Statele Unite, cerând 50 de milioane pentru a păstra totul secret. În schimb, Walter spune că se aștepta ca Heiko să fie de partea lui și spune că este o dezamăgire luând viața fiicei sale cu un cuțit.